În Vatra Moldoviței, tradițiile sunt păstrate cu grijă de oamenii locului, cu ajutorul copiilor care duc mai departe obiceiurile. În Sâmbăta Mare, copiii au mers la biserică ca să sfințească bucatele gătite de părinți și bunici. Cinstiți din partea școlii Vatra Moldoviței și a mănăstirii Moldovița, frumos colac bucovinean, din grâu cel mai curat, piștergar în care s-a sutit toate dorurile spuse și nespuse ale fetelor de maritat, sare din inima munților și brad verde și frumos, din care Petru Rareș, ficiorul lui Ștefan cel Mare și Sfânt, odurat altarul mănăstirii Moldovița. Aici am pregătit o coșarcă de sfințit și în mijloc e așezată o babă frumos pudrată și, să nu-i fi urât, roata am încolacit, cârnaț chiparat și bun, pus la fu de la Crăciun, ou roșu și cu hrean, șuncă de-amu un an, usturoi și urd de grasă, unt moale făcut în casă, ceapă verde din gradină și o bucată de slanină. Într-un colț, bine chitite, zahăr, sare pentru vite, dar și ouă închistrite. De toartă îs agațate, flori marunte, numarate. Dacă pofta va încearcă, hai și-ți gusta din coșarcă. Turiștii s-au adunat și ei în biserică pentru a vedea cum se păstrează datinile în zonă. Vă plac obiceiurile din Bucovina? Da. Ceva impresionat acela. Aranjamentul artistic, deci prezentarea momentului etnografic care reprezintă, pot spune că este unic în România. Ce vă place cel mai mult în Bucovina? Ce vă atrage aici? Bucovina este reprezentată de un ținut bogat în momente etnografice, lăcașuri de cult, ținuturile, oamenii. Tradițiile și liniștea. Liniștea înainte de sărbători. Veniți des în Bucovina sau e pentru prima dată? Eu am venit des, am venit cu turiști acum 10-15 ani, acum am venit cu familia, cu copiii, cu soția să le arăt și lor Bucovina. Una dintre cele mai căutate destinații este Mănăstirea Moldovița, aflată la 15 km de Vama. Așezământul călugăresc este înscris în patrimoniul UNESCO și datează din vremea domnitorilor mușatini. De la Vatra Moldoviței până la Moldovița sunt doar câțiva kilometri de parcurs. Turiștii vin aici pentru a se urca în bătrâna mocăniță care îi va purta către ținutul huțulilor, în Argel. Noi așteptăm de Paști mulți turiști și le arătăm peisajele frumoase, portul popular al huțulilor, mâncarea tradițională la capătul linii, o să fie și ceva șarete care pot să plimbe turiștii și înapoi. Traseul este de 12 km, dus, 12 întors, parcurgem total 2 ore și jumătate cu mâncare la capăt. Ne-am încadrat întotdeauna și îi așteptăm cu mult drag să vină și la noi în Bucovina. Deși nu sunt mulți kilometri până la capătul liniei, mocănița îi dea până încet și fără grabă pentru ca turiștii să poată admira în liniște peisajul superb al Bucovinei. Aerul devine mai curat, pădurile mai verzi, iar la capătul liniei, la Argel, turiștii pot pleca în alte aventuri, de această dată cu șareta sau chiar călare pentru cei care se încumetă.